canalul meu. Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, este vorba despre un swap. Ta-da! Am auditat mai cutia, am primit-o de la Ana Maria Tătucu, Beauty Barometer, după cum o cunoașteți cu toții de pe YouTube sau pe blogul său. La noi deja a devenit o tradiție ca în fiecare an să facem un schimb de produse. Nu ne stabilim buget, pur și simplu fiecare trimite ce vrea, cum vrea, ce-i place și, bineînțeles, bucuria cea mai mare este atunci când desfaci și găsești tot felul de chestii mișto. Așa că, uitați, am lăsat coletul exact cum l-am primit. I-am dat-o foarte, da? Mă voi grăbi puțin cu desfăcutul pachetului pentru că, sincer să fiu, sunt foarte curioasă. Sunt curioasă. Să vedem. Am primit. Voi sunteți curioși? Peste toată lumea e curioasă. Ia să vedem. Vedeți că fac și puțin de vedere, fac și zgomot, dar nu mai contează. Am descoperit zona pe unde trebuie desfăcut coletul și noi am discutat, mai de mult să facem acest swap și de multe ori să știți că pur și simplu, din lipsă de timp, din lipsă, nu mai apuc nici să filmez, nu mai pot să fac absolut nimic. Am foarte multe chestii interesante pe care am început să le fac și pur și simplu mă apuc de filmat din ce în ce mai rar, ceea ce nu este ok, dar sper eu să mă pun pe treabă. Ta-na-na, mi-a trimis o scrisorică. Mi-a trimis lucruri de îngrijire și mi-a trimis și lucruri bio și vrea să vedem. Mi-a pus și o revistă glossy românească, așa că îți mulțumesc din suflet. Cu ocazia asta pot să văd puțin ce se publică în revistele românești, dacă sunt copiate și puse articolele din Franța sau din afară. Dar asta le vedem mai încolo. Este o revistă Marie Claire. Să știți că și eu îmi cumpăr Marie Claire în Franța. Îmi place foarte mult. Mersi frumos. Îmi cumpăr pentru că e o revistă în care găsesc tot felul de informații și despre make-up și despre cam tot ce... Wow! Ia uitați-vă aici! Ce spuneți? Wow! Eu când am văzut coletul atât de mare la poștă, deci credeți-mă că eram ca un copil mic în magazinul cu bomboane, nu mai aveam răbdare. E de ieri coletul a ajuns acasă. Și mă gândeam că nu mai apuc să văd nimic. Wow! Ce-a primit? Ce-o colățică? Heidi este cu alune. Am să mănânc o bucățică, să știi. Am să profit și am să mănânc o bucățică. Le-am pachetat foarte bine, dar stați că eu mi-am luat un forfet. Mi-e frică să nu tai produsele de obicei, dar sper că nu. Ah, mi-a trimis eșantioane. Mie îmi plac foarte mult să știți că am un coșuleț. Am să vă arăt într-o zi coșulețul meu cu eșantioane, unde îmi pun pur și simplu toate produsele când le primesc de la magazine diverse și în primul rând folosesc eșantioanele, văd dacă sunt produse care îmi plac și după aceea mă apuc și folosesc pur și simplu produsele mari pe care le am. Ah, ce drăguță e! Este un top coat și un base coat de la Opii. Foarte bune produsele Opii. Știți că folosesc și eu, mai ales ojele roșii de la Opii. Sunt superbe. Am un produs pe care scrie bio. Să știți că eu pe produsele mele nu am scris nimic. Am vrut să îi fac așa o surpriză și să o las să descopere singură produsele. Da. Wow. Deci aici am o tonă de produse. Ce să vă spun. Scuzați. Wow! Am Aurum Africa, Marula Oil. Wow! Știi că am vrut să mi-l cumpăr? Am fost tentată. Chiar vreau să-l încerc. Pentru că am citit foarte multe despre acest produs și eu nu l-am. După cum știți, eu sunt într-un no-buy challenge. M-am provocat pe mine să nu-mi cumpăr foarte multe produse decât strict necesar și începând din luna iunie. Deocamdată nu cred că voi cumpăra nimic și nici în luna iunie, pentru că deocamdată mai am și funduri de ten și tot ce-mi trebuie. Am spus că îmi voi cumpăra în momentul în care termin un fund de ten. În ziua în care am terminat ultima picătură și am șters sticla în interior, mă duc și îmi cumpăr un altul. Până atunci nu mai îmi cumpăr, pentru că foarte mulți bani cheltuiți, foarte multe produse. Este o mască detox de la Nivea.
Mulțumesc. Nu am încercat niciun produs de la nivel de îngrijire, așa că pink, ceva roz, se va sorta cu părul meu albastru. Și după cum vă spuneam, lucrurile sunt așa un pic că... Este, a, este un trio de la Melchior. Ce frumos! De la tine am produse Melchior în general, pentru că știți că aici nu sunt. Și Ana Maria face tot timpul ce face și îmi trimite și mie produse. Ia uitați ce drăguțe sunt, ce le-am pachetat pe toate și așa. Bine că și eu am încercat cât de cât să le împachetez și să le aranjez pe toate. Wow! Deci este un... cred că este un... o bilă de baie, da? Super! Mie îmi plac bilele astea, dar câteodată știți ce fac? Mai ales dacă sunt împăturite așa în săculeț, le țin o săptămână, două prin șifonier, după care le duc la baie. Nu le țin nici foarte mult timp în șifonier, pentru că sunt unele produse bio care se degradează pur și simplu și nu cred că e chiar ok. Pentru momente sensibile, ia să vedem. Păi ce drăguță ești că ai stat și ai scris pe fiecare produs în parte. Eu n-am scris și acum, parcă îmi pare rău. Că e așa mai interesant, știi, când primești câte un mesaj, cât de cât îți dă o idee despre ce e vorba. Este un cleanser, un demachiant pentru față și pentru ochi de la Eva Term. Foarte bune produsele Eva Term. Eu cum am un ten sensibil și foarte uscat, trebuie să am grijă foarte mare la produsele pe care le folosesc, cum folosesc și așa mai departe. Mă tot uit în monitor pentru că mă uitam și mai am 13 minute disponibile de filmare și sper să reușesc să... Wow! Și de la Herborian, Black Cleansing Oil, este acea soluție de curățare, cred că este cu cărbune negru, foarte mișto. Astea sunt din gamele astea noi apărute acum pe piață. Ceamă, săculeț argintiu. Ce frumos e. Obsession. Am primit un ruj de la Oriflame. Bineînțeles că este roșu, cum îmi place mie. Mulțumesc frumos. Bine că Ana Maria mă cunoaște deja foarte bine, știe ce și cum și e foarte simplu să-mi fac un cadou. Wow! Tools! Se pare că avem niște ceva, niște pensulici ceva. Sau poate niște pensete. Sau poate, cine știe ce, vedem imediat. Nu, sunt pensulici, dar nu de machiaj, de la sabon. Sunt pentru mască. Avem pensula din silicon și o pensulă normală. Sunt pentru mai diferite tipuri de măști. Poți să-l pui pur și simplu pentru gomaj, pentru masca asta aș prefera-o pentru gomaj, iar cea din silicon pentru mască se întinde foarte ușor, foarte simplu și în același timp este wow. Proton Rogea e pentru ochi și după cum arată așa, deci după forma asta, eu sper să nu spun prostii, dar cred că este Better Than Sex de la Too Faced, mascara. Ha, țeapă! Este un serum intensiv pentru ochi de la Dr. Organic. Dar vedeți, m-a dus în eroare ambalajul. Dar n-are nimic, să știți că asta e un exercițiu pentru memorie. Urmăream zilele trecute un documentar pentru persoanele care suferă de demență la bătrânețe și spuneau că creierul trebuie antrenat tot timpul și trebuie pus la treabă, să învățăm, să citim, să scriem. Lip Stories, deci am un ruj de buze de la Kiko. E un rujuleț care este un nude. Nu mai știu să-l deschid. Ia să vedem. Răsfăț la cea de seară. Să vedem, să vedem, să vedem. Eu sunt așa foarte curioasă, să știți. Pentru că... Wow! De la Detox este un ulei facial
Este perfect acesta pentru că mie îmi place așa seara, mai ales acum când fac tratamentul ăsta cu derma rollerul, îmi place să-mi aplic tot felul de serumuri, de uleiuri, să-mi fac masaje, să am grijă din ce în ce mai mult de tenul meu și sinceră să fiu, îmi pare foarte rău că în tinerețe nu m-am folosit creme cu factor de protecție solară în momentul în care... În momentul în care pur și simplu stăteam expusă la soare, ori în șir, ca o nebună, de mă prăjeam, mă făceam prăjită. Ceva românesc este un blush de obraz, un peach de la Gero Vital. Wow, super! Am să fac fotografii la produse și am să vă inserez un card cu fotografii. Aici e ceva ce zungănește și scrie Zen. Deci e ceva de relaxare, bineînțeles. Este vorba despre sare de baie cu o infuzie de cu ceai verde. Foarte mișto chestiile astea pentru că mie îmi plac foarte mult, mai ales la băile de picioare sau chiar în cadă, că fac așa cât o serie de zen. Ou de dinozaur! Ia să vedem! Super! Am un make-up sponge de la... Deci... Bureței, cred că am să fac într-o zi un clip, că am foarte mulți bureței, să știți că eu sunt foarte curioasă să încerc bureței și tot caut și-l vreau pe ăla, știți, care se asemene așa cu Beauty Blender-ul și mai găsesc câte unul care cât de cât se aseamănă. Poate o nuanță nouă? Vopsea de păr este de la Schwarzkopf în nuanța Golden Sky. Foarte frumoasă e. De ce nu? Când renunț la culorile astea nebune, așa. Oricum îmi trebuie un blond tot timpul ca să am bază. Mă scuzați. Ca să am bază. Ready for the beach? M-a trimis la plajă și eu mai am de lucru. Dar să vedem. Sunt benze epilatoare de la Balea. Știți că noi nu avem produse balea aici, în Franța, în general, produsele astea care vin din Germania nu prea se găsesc. Și diverse. Eu, în general, când vin în România, cred că tot sunt DM, că sunt curioasă să văd produsele de pe acolo, mai sunt chestii care sunt interesante, produse bune și intru tot timpul să-mi fac aprovizionarea. Așa că sunt binevenite. Aici, la diverse... Avem așa, diverse amestecate. Și să văd. Wow, ce... Note! Produse de la Note. Știți că am mai primit produse de la Note și sunt foarte bune, sunt foarte încântată de ele. O ojă verde pe care o ador. Îmi pare rău că n-am timp acum să stau să-mi fac unghiile, să plec cu ele așa la muncă, dar sunt superbe. Este un body wash handmade. Este o chestie foarte interesantă, irlandeză. Și, bineînțeles, că mai mi-a trimis măști, măscuțe, BB cream-uri. Așa că o să am ce testa. Și am să vă țin și pe voi la curent. Mă tot întind, așa că mi-am pus aici lângă mine o măsuță să am unde să pun produsele. Pentru că țin cutia în brațe, fiind foarte mare cutie. Wow, Ana Maria mi-a trimis foarte multe chestii. Și, sinceră să fiu... De la The Balm, un eyeliner negru care este întotdeauna binevenit. Le desfac așa mai repede. Și de la So Cool Eye Stick. Asta este un stick pentru ochi de la Panda, de la So Cool, nu? Da, sunt produsele acelea japoneze care se găsesc în Sephora. Sunt foarte mișto. Am 5 minute. Sper să reușesc să filmez. Dacă nu, o să fac din două părți. Niciodată nu sunt destule. Da, într-adevăr, niciodată nu sunt destule și mai ales pensulele. Wow, ce frumoasă este! Bronzy Gold. Este o pensulă pentru contouring. Wow, ce frumoasă e! Abia aștept să o folosesc.
Super. Întotdeauna să știți că eu v-am spus, Ana Maria, îmi trimite lucruri pe care eu nu le am aici sau poate că nu le am în colecția mea și ea este foarte atentă la ce am și ce nu am. Dr. Jart Water Drop. Deci acesta este produsul pe care îl folosesc eu foarte, foarte des și îmi place și mi s-a terminat și chiar nu mai aveam. Și trebuia să-l recumpăr. Mulțumesc frumos. Uite că nu mai recumpăr acum pentru că l-am. Este un produs care hidratează pielea. Este pe bază de apă. Nu conține deloc materie grasă. Mai cald lucru, nicio problemă. Și fața este pur și simplu protejată și hidratată în același timp. Cu un produs destul de ușor pentru piele. Mai avem aici un Magic Powder Sparkling Wash Powder. Deci mai avem aici de la Kaolin un produs pentru curățarea tenului pe bază de cărbune, așa că voi avea un ten super, super curat. Haideți că încerc să fac o pauză și mai am încă două chestii să vă arăt. Vi le arăt imediat. Haideți că încerc să fac și partea a doua. Pentru momente de criză, ia să vedem, să vedem! Deci când ești super stresat, super enervat, îți pui această mască pe față și te calmează instantaneu, este super interesantă. Ia să vedem aici. Pink, ancora un fel. Roz, încă o dată. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, trecut am avut roz de la Melchior, acum avem roz de la Dr. Jart, bineînțeles. Masca roz. Este masca aceea din cauciuc roz. Foarte bună. Sinceră să fiu, este excelentă. După cum puteți să vedeți, am golit cutia. Foarte bine ambalată. Ia uitați ce cutie frumoasă am avut în ambalajul meu. Și cred eu că fac să vă arăt și eu, că trebuie să vedeți. Această hartă cu... este ca și cum aș fi găsit o comoară și asta era harta comorii. Îți mulțumesc din suflet, dragă Ana Maria, pentru tot ce mi-ai trimis. Hai să mă eliberez puțin așa de chestii. Îți mulțumesc din suflet, ca de obicei, super drăguță, super, super, super. Mi-ai trimis o grămadă de chestii interesante, frumoase și lucruri pe care eu chiar nu le am în colecția mea. Așa că îmi face o mare plăcere să le folosesc. Trebuie să mă apuc acum să fac iarăși ordine, pentru că sunt foarte multe și știți că am eliberat destul de mult din dulapuri, acum voi avea iarăși produse să le pun acolo, nu e nicio problemă, pentru că eu chiar le folosesc și îmi face o deosebită plăcere. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine. Vreau să vă mulțumesc că mă suportați așa cu bune, cu rele, cu de toate și vreau să vă spun să stați pe aproape pentru că la sfârșitul lunii iunie voi face un nou giveaway pentru voi pentru că vreau să vă răsplătesc fidelitatea, vreau să vă mulțumesc prin acest fel și aș vrea să-mi lăsați în comentarii, chiar la acest clip, ce produse ați vrea să primiți în acel giveaway. În acest fel eu pot să știu exact cam ce vă doriți voi. Nu știu, poșete, haine, șarfe, creme, machiaje, parfumuri, bine, încălțăminte nu pot, dar ce-o fi acolo, nu știu ce vreți voi, cum voi, ce vă trece vouă prin cap și ce v-ar place vouă să găsiți într-un giveaway. Chiar sunt curioasă, pentru că, în general, eu fac giveaway-urile cu produsele care cred că îmi plac mie și care le folosesc eu și mă gândesc că vă plac și vouă, dar uitați că totodată trebuie așa să interacționăm puțin și să vă întreb direct pe voi ce v-ați dori. Cam atât pentru astăzi, ca de obicei, până data viitoare, vă doresc să fiți frumoase, sănătoase și nu uitați să zâmbiți tot timpul, pentru că zâmbetul face minuni sufletului. V-am pupat! Pa, pa!